Acest buletin informativ este destinat inclusiv persoanelor cu deficiențe de auz și văz. Doamnelor și domnilor, bun găsit! Sunt Irina Boțu și urmăriți în continuare cele mai importante evenimente ale zilei, atât din țară cât și de peste hotare. Vedeți titlurile ediției. Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare își retrage sprijinul pentru candidatul din partea blocului Împreună, Octavian Țâcu. Aflați motivul la știri. Consiliul Concurenței respinge ferm toate acuzațiile în legătură cu cazul întreprinderii S.E. Bornetze, cunoscută ca Sumitomo. După aproape 7 ani petrecuți în emigrare forțată, fostul șef al administrației catalane, Carles Puigdemont, s-a întors în Spania. Candidatul republican la președinție, Donald Trump, și adversarul său, democrat, Kamala Harris, vor susține o dezbatere televizată pe data de 10 septembrie. Vă spunem detalii la știri externe. Mai mulți savanți, funcționari de stat, în special pensionarii din Moldova, au anunțat joi în cadrul unei conferințe de presă formarea unui grup de inițiativă dedicat elaborării de propuneri și de reforme care să vizeze îmbunătățirea condițiilor de viață ale acestei categorii sociale. Astfel urmează a fi creat un comitet național pentru salvarea pensionarilor și invalizilor, care intenționează să adopte o poziție activă înainte de campania electorală ce se apropie. În contextul alegerilor prezidențiale și parlamentare din Republica Moldova, pătura socială cu pricina susține că dorește să-și facă auzită vocea și să se asigure că interesele lor sunt reprezentate în mod adecvat de viitorii lideri ai țării. Gândul nostru este ca reprezentanța acestui comitet să anunță, să-i cheme la discuții, cât se va întâlni și va chema la discuții care va dori acei candidați la postul de președinte Republicii Moldova. Și noi impunem fața lor problemele. Cum îi văd situația creată în Republică, situația pensionarilor să are în vedere. Cum îi gândesc să conlucreze. Printre preocupările majore ale grupului de inițiativă se numără indexarea corectă a pensiilor, accesul la servicii medicale de calitate și asigurarea unui trai decent pentru toți pensionarii. Este regretabil faptul că oamenii care au lucrat mai mulți ani întâmpină probleme financiare. Toate aceste nemulțumiri îmi sfâșie sufletul, nu sunt indiferentă. Vreau să mă adresez către toți pensionarii cu o singură rugăminte, ca să ne susținem reciproc dacă vom reuși să formăm comitetul menționat. Acesta va fi un organ care ne va apăra pe noi pensionarii. Potrivit organizatorilor, în contextul acestei inițiative urmează întâlniri cu pensionarii din toate raioanele țării pentru a discuta despre problemele lor. Ulterior va fi convocată o adunare republicană a pensionarilor la care vor participa delegații din domeniu. Aceștia ar urma să înființeze organizația publică Comitetul pentru Salvarea Pensionarilor și a persoanelor din categoria celor mai vulnerabili. Potrivit ultimilor date oferite de Casa Națională de Asigurări Sociale pentru luna iulie curent, la CNAS sunt înregistrați peste 673.000 de pensionari. Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare își retrage sprijinul pentru candidatul din partea blocului Împreună, Octavian Țâcu, la alegerile prezidențiale din 2024. Decizia vine ca urmare a unor divergențe majore de viziune și de strategie politică, anunță liderul CUB, Igor Munteanu. Munteanu a motivat această decizie prin dezacordul față de mai multe aspecte legate de funcționarea blocului politic, inclusiv față de jocuri de culise, improvizații banale pe teme importante și de un anumit gen de șantaj. Cele mai grave probleme pe care noi le vedem legate de blocul Împreună sunt legate de un anumit gen de șantaj pe care noi, cu Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, nu putem să-l acceptăm.
În primul rând este vorba de un șantaj legat de fuzionarea partidelor. În al doilea rând am observat o practică vicioasă în care decizii importante sunt insuflate ori sunt influențate de către actori din afara blocului. Acest lucru de asemenea este o practică pe care noi nu acceptăm. Această decizie ne desprinde definitiv de orice asociere la blocul împreună. Reprezentanții blocului împreună au comentat pentru postul nostru de televiziune decizia liderului partidului CUP și spun că declarațiile lui Igor Munteanu sunt, cităm, frustrări în urma rezultatelor votului intern în care acesta nu a fost desemnat candidat din partea blocului. Aceste declarații sunt declarații luate la emoții din frustrarea domnului Munteanu pe care le are personal și a dorit foarte mult să fie candidat din partea blocului. În ziua alegerilor interioare a blocului, el din numele CUP-ului a semnat o declarație într-un proces verbal prin care toate partidele politice ne asumăm rezultatul votului, indiferent care n-ar fi ea, că va fi domnul Țicu, domnul Munteanu sau domnul Gligor desemnat de către membrii partidelor candidat, toți ne vom conforma cu această decizie. Atunci nu a avut nicio problemă. Are o problemă doar când a văzut rezultatul votului intern și a văzut că el nu este desemnat în calitate de candidat. Regret că politicienii din anumite supărări recurg la asemenea lucruri. Coaliția pentru Unitate și Bunăstare a aderat în luna februarie a anului curent la blocul politic împreună, din care fac parte partidele Platforma DA, Liga Orașelor și Comunelor și Partidul Schimbării. Ulterior, blocul împreună și-a desemnat candidatul la șefia statului. Cele trei partide deja vor fi reprezentate de Octavian Țicu. Consiliul Concurenței respinge ferm toate acuzațiile în legătură cu cazul întreprinderii SE Bornețe, cunoscute ca și Sumitomo. Președintele Consiliului Concurenței, Alexei Ghercescu, a susținut o conferință de presă pentru a clarifica poziția instituției față de acuzațiile de corupție apărute recent în presă. El a solicitat prezentarea publică a oricăror probe care ar putea susține afirmațiile lansate în spațiul public. Potrivit lui Alexei Ghercescu, Consiliul Concurenții a adoptat o decizie în cazul SE Bornețe încă în 2022, care a început să fie discutată intens în presă abia recent. Litigiul sau tot dosarul a apărut în urma diferenței pe care noi am identificat între valoarea declarată a investițiilor realizate și valoarea de piață care a fost confirmată printr-un raport efectuat de către un evaluator independent și acest raport de evaluare ne-a fost prezentat tot de către părțile care au fost implicate în acest dosar. Deci nu Consiliul Concurenței a făcut această evaluare, nu ne-am bazat pe vreo metodologie din anii 60, așa cum uneori se invocă de către unii autori. Noi am luat raportul de evaluare care ne-a fost prezentat de către părți. Și în acest raport de evaluare, suma sau valoarea de piață indicată a acestui obiect a fost mult mai mică decât valoarea investițiilor realizate de către companie. Instituția precizează că prin decizia sa nu a fost solicitată recuperarea vreunei sume de la SE Bornețe. Mai mult, în limita valorii stabilite prin raportul de evaluare, întreprinderea este scutită de plata locațiunii pentru clădirea uzinei. Consiliul Concurenței a reiterat deschiderea sa față de o investigație a CNA în cazul în care există suspiciuni reale de corupție. Încă în 2022, când aceste zvonuri prima dată au apărut, am ieșit imediat cu declarația că din partea mea personal și din partea instituției o să fie absolut toate deschidere și o să fie acordat tot suportul Centrului Național Anticorupție în cazul în care aceste zvonuri sau aceste invinuiri o să fie totuși investigate de CNA. Până în ziua de azi nu știm dacă este vreun dosar penal și dacă el se investigează. În final, președintele Consiliului Concurenții a făcut apel la transparență din partea tuturor părților implicate, inclusiv din partea conducerii SE Bornețe, pentru a clarifica situația și a pune capăt speculațiilor din spațiul public. În contextul situației curente din regiunea Kursk, precum și al existenței riscurilor sporite de securitate, Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă vine cu recomandarea către cetățenii Republicii Moldova să se abțină de la călătorii în această regiune.
De asemenea, se recomandă părăsirea acestei regiuni în cazul în care vă aflați deja acolo. Rugăm cetățenii să fie vigilenți și să urmeze instrucțiunile autorităților competente pentru siguranța personală. Ambasada continuă să urmărească evoluția situației din regiunea Kursk. În caz de forță majoră, cetățenii Republicii Moldova pot apela linia telefonică de urgență a Ambasadei Republicii Moldova în Federația Rusă. +7 929 964 90 79. Totodată, recent s-a întrunit în ședință celula de criză de la Ministerul Afacerilor Externe privind situația de securitate din Orientul Mijlociu. Discuțiile s-au referit la situația curentă în Orientul Mijlociu și la planurile de acțiune ale instituțiilor naționale în funcție de diverse scenarii. Ministerul Afacerilor Externe reiterează apelul ferm adresat pe 4 august 2024 cetățenilor Republicii Moldova să se abțină de la călătorii neesențiale în statul Israel și în regiunea Orientului Mijlociu, acolo unde situația de securitate este în permanentă schimbare și se poate modifica brusc, fără o atenționare prealabilă. În același timp, MAIE recomandă cetățenilor care intenționează să părăsească Israelul să utilizeze rutele de transport existente. În acest sens, MAE precizează că aeroportul internațional Ben Gurion funcționează în mod obișnuit, iar zborurile către Republica Moldova sunt efectuate în mod sistematic. Până astăzi nu au fost primite solicitări de sprijin consular din partea cetățenilor Republicii Moldova aflați în această zonă. Comisia pentru situații excepționale a instituit stare de alertă timpurie în sectorul gazelor naturale. Decizia a fost anunțată joi seara de guvern, după ce anterior cu o solicitare în acest sens a venit Ministerul Energiei. Măsura a fost luată în contextul atacurilor ucrainene asupra regiunii Kursk din Rusia, acolo unde se află stația de măsurare a gazelor care asigură tranzitul către Europa, inclusiv către Republica Moldova. În contextul informațiilor prezentate de către Ministerul Energiei privind riscul potențial de întrerupere a aprovizionării cu gaze naturale, ca urmare a acțiunilor militare în zona punctului transfrontalier de interconectare dintre Federația Rusă și Ucraina, CSE a decis să ia măsuri preventive pentru a asigura securitatea energetică a țării. Membrii comisiei mai anunță că în prezent nu există întreruperi sau riscuri pentru întreruperi imediate. Instituirea alertei va oferi instituțiilor responsabile pârghiile necesare pentru o monitorizare atentă și o intervenție rapidă în caz de necesitate. Al doilea lucru care l-am decis este să discutăm într-un grup mai restrâns cu privire la planificarea scenariilor. Vreau să vă spun că toate întreprinderile din sector, și pe dimensiunea de gaze, și pe dimensiunea de energie electrică, conștientizează care sunt implicațiile posibile, au anumite planuri de rezervă. 46 de școli din întreaga țară vor fi renovate energetic și vor reduce consumul de energie cu până la 65% datorită investițiilor care vor fi făcute de Ministerul Energiei. Acordul de împrumut între Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru implementarea proiectului Tranziția Durabilă către Eficiența Energetică în Moldova a fost semnat de către ministrul Victor Parlicov și Inguna Dobraja, directoare de Țara Băncii Mondiale pentru Moldova. Aceste lucrări vor include izolarea termică a pereților și a acoperișului, înlocuirea ferestrelor și ușilor, renovarea sistemului de încălzire interioară și eficientizarea sistemului de iluminat. De asemenea, vor fi instalate pompe de căldură, colectoare solare termice și panouri fotovoltaice pe acoperișurile existente ale școlilor. Aceste măsuri vor aduce beneficii directe pentru peste 46.000 de tineri, profesori și angajați ai instituțiilor educaționale, asigurând un nivel sporit de confort. Toate aceste investiții vin să crească confortul, vin să crească economia, pentru că, așa cum am spus, este vorba de investiții în construcții, și vin să reducă expunerea noastră la importurile de energie. Am avut un proces foarte, să-i spun așa, intens de discuții și de selectare acestor obiecte, pentru că e una să selectezi obiectele de punct de vedere a cât de importante ele sau care e potențialul lor de eficiență energetică, e altceva să le selectezi prin prisma care o să fie școlile model sau care o să fie școlile unde
De fapt, Ministerul de Educație are prioritate pentru din punct de vedere a dezvoltării capacității sistemului educațional și a fost un proces așa destul de intens. Acest proiect reprezintă un efort considerabil din partea guvernului pentru a asigura eficiența energetică a clădirilor publice și pentru a îmbunătăți sistemul de încălzire centralizată în Republica Moldova. Este primul dintr-o serie de proiecte pentru eficiența energetică care vor fi susținute de Banca Mondială în Republica Moldova. Fiind un proiect important, partea programului național privind securitatea și eficiența energetică. De asemenea, investițiile vor contribui la combaterea schimbărilor climatice și a sărăciei energetice, o problemă semnificativă în Republica Moldova. Proiectul include și îmbunătățirea eficienței energetice a sistemului de alimentare cu energie termică în clădirile publice, inclusiv în 11 școli, prin instalarea a aproximativ 250 de puncte termice individuale și reconfigurarea rețelei de alimentare cu energie termică din sistemul centralizat. În plus, se vor implementa măsuri de răspuns în situații de urgență. Proiectul Tranziția durabilă către eficiența energetică în Moldova are un buget total de 54,5 milioane de dolari SUA, dintre care 50 de milioane vor fi acordate sub formă de împrumut de către BIRD, iar 4,5 milioane sub formă de grant oferită de Fondul Fiduciar Multidonator, Moldova, Dezvoltare, Reziliență și Oportunități pentru Bunăstare. Proiectul se va desfășura între 2024 și 2029. Ministerul Educației și Cercetării a aprobat lista grădinițelor care vor beneficia de dotare cu echipamente, mobilier și materiale didactico-metodice în cadrul proiectului Îmbunătățirea Calității Educației. În urma concursului au fost selectate 200 de instituții de educație timpurie din întreaga țară. Potrivit MEC, suma totală a bunurilor se ridică la 1.336.800 de dolari SUA. Dotările instituțiilor sunt finanțate de către Banca Mondială, grație acordului de grant încheiat între Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în calitate de administrator al Parteneriatului pentru Învățarea Timpurie. Circa 80% din lucrările de reconstrucție a podului peste râul Răut din nordul Moldovei au fost deja executate. Despre aceasta anunță reprezentanții ASD, care au efectuat o vizită de lucru la șantier. Până în prezent au fost executate lucrări precum construcția infrastructurii podului, inclusiv baterea piloților, turnarea radierelor din beton monolit, montarea pilelor și culeelor, turnarea riglelor și banchetelor cunziților, precum și consolidarea sferturilor de con cu beton monolit. La obiect se efectuează betonarea plăcii suprabetonate, betonarea trotuarelor. La acest obiectiv sunt încadrați 18 muncitori, 2 mecanisme. Acest proiect esențial pentru infrastructura regională a început în luna aprilie a acestui an, iar termenul de finalizare este stabilit pentru sfârșitul lunii decembrie 2024, susține directorul ASD, care a efectuat o vizită la șantier. Vrem să spunem că astăzi am asistat la execuția plăcii de suprabetonare din beton de ciment. Avem o execuție a acestei lucrări de 75%. Vreau să menționez că acest pod este executat în graficul stabilit, este executat de o companie locală și ne bucurăm că astfel de companii cresc în domeniul construcțiilor de poduri. Această construcție este executată din bugetul de stat, din fondul rutier și are o valoare totală de execuție de 25 de milioane de lei. Și va fi executată până la finele acestui an, în decembrie 2024. Menționăm că podul are 3 deschideri, a câte 16,67 metri fiecare și câte 7 grinzi pe fiecare deschidere. În total au fost montate 21 de grinzi. Amintim că de la construcția sa inițială, la începutul anilor 70, acest pod nu a beneficiat de lucrări de reparație capitală. Finalizarea lucrărilor va aduce beneficii semnificative pentru locuitorii din zonă, oferindu-le o cale de transport sigură și fiabilă, susțin reprezentanții ASD.
Numărul tinerilor din Republica Moldova scade considerabil. În contextul Zilei Mondiale a Tineretului, celebrată anual, pe data de 12 august, analistul economic Veaceslav Ioniță a realizat un studiu care estimează că în perioada 2014-2024, numărul tinerilor din țară este în continuă descreștere, cauzele principale fiind natalitatea scăzută și migrația. În 2004 erau 1.200.000 de tineri, 893.000, ori tungeați cifrele, erau în țară, 309.000 peste hotare. Astăzi noi avem estimativ 925.000 de tineri, dintre care în țară 537.000, ceea ce ați văzut cifra, și peste hotare aproape 390. Deci dacă noi, în timp ce număr tinerilor, în general număr de tineri a scăzut constant, din simplu motiv că pe parcurs s-au născut tot mai puțini oameni, noi suntem afectați de două lucruri. Natalitatea din ce în ce mai mică, care ne-a dus la scăderea fizică a numărului tineri, uitați-vă, ei s-au redus cu 275.000 în general. Iar al doilea factor care a influențat reducerea numărului de tineri este că mulți din ei au plecat peste hotare. Vârsta tinerilor care înregistrează cel mai mare grad de migrație este de 20-29 de ani, principalele motive fiind studiile în străinătate sau căutarea unui loc de muncă. În prima jumătate a anului curent, Compania Națională de Asigurări în Medicină a raportat cheltuieli de peste 7,4 miliarde de lei din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală. Printre cele mai importante servicii achiziționate se numără operațiile cardiovasculare, cele de cataractă și cele de proteze a aparatului locomotor. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă de către directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Ion Dodon. Cea mai mare parte din acest buget, respectiv 99%, a fost alocată din fondul de bază pentru achitarea serviciilor medicale și farmaceutice curente, iar 3,8 miliarde de lei au fost destinați asistenței medicale spitalicești. În anul 2024, în primele 6 luni, au fost procurate de către Compania Națională de Asigurări în Medicină 5.100 de operații cardiovasculare, cu 670 operații mai multe decât în anul 2023, exact aceleași prime 6 luni. La fel, unde avem liste de așteptare și populația are un interes mai mare, am procurat și au fost prestate mai multe servicii ca în anul 2023, perioada similară, cu aproximativ 20%. Astfel, în cadrul programului special Tratament Operator pentru Cataract, unde avem liste de așteptare, au fost prestate peste 5.900 de asemenea operații. În ceea ce privește protezarea aparatului locomotor, unde la fel avem listă de așteptare, au fost prestate mai mult de 3.000 de intervenții medicale. Totodată, Ion Dodon subliniază că pentru a spori accesul la serviciile medicale necesare și a oferi persoanelor asigurate posibilitatea de a beneficia mai rapid de tratamente, CNAM a negociat recent cu prestatorii și a procurat suplimentar un volum substanțial de anumite servicii ce vor fi realizate până la finele anului. Compania Națională de Asigurări Medicină a procurat și în a doua parte a anului 2024 urmează să fie prestate suplimentar încă 6.000 de servicii de înaltă performanță și aici vorbim în primul rând iarăși de tomografie computerizată, coronarografie, rezonanță magnetică nucleară, servicii medicale prestate în cadrul programului pacient oncologic. Pentru anul 2024, CNAM a încheiat peste 430 de contracte în valoare de circa 14 miliarde de lei cu prestatori publici și privați care oferă în acest an servicii medicale populației în cadrul sistemului de asigurare obligatorie de asistență medicală. La Chișinău a fost lansată campania Produs în Moldova, Produs în Europa, care își propune să oprească declinul populației prin creștere economică. Campania este o inițiativă civică menită să implice mediul de afaceri în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Campania este parte a inițiativei Cetățeni pentru Europa și are drept scop principal sensibilizarea populației cu privire la importanța integrării europene și la beneficiile economice pe care aceasta le poate aduce, în special în contextul provocărilor demografice cu care se confruntă țara noastră și cât de important este ca moldovenii să se decide să rămână acasă. Succesul oricărui stat ține de faptul dacă cetățenii acestui stat decid să trăiască în acea țară. Și evident cu toți, eu cred că provocarea numărul 1 pentru noi ca țară este faptul că moldovenii continuă să plece.
În prezentarea sa, Tofan a menționat că soluția propusă de campanie este stimularea creșterii economice care ar urma să oprească exodul populației și ar crea premisele pentru o viață mai bună în Republica Moldova. Cum ajungem la cei 20.000 de dolari ca moldovenii să nu mai plece de acasă? Din păcate, cifrele arată foarte provocator. Da, noi suntem astăzi cam la 5-6.000 dolari per capita. Ca să ajungem la 20.000 dolari în prețuri curente, chiar dacă crește 4% pe an, ne va lua mai mult 30 de ani. Ca să crești cu 4% pe an, apropo, nu e atât de simplu. Ca să crești cu 6% pe an, e o mare, mare provocare. Bine, să crești cu 10% pe an este practic imposibil. Da? Deci, provocarea este foarte, foarte mare. În același timp, eu cred că este posibil. Astfel, potrivit inițiatorilor, campania Produs în Moldova, Produs în Europa se va concentra pe promovarea investițiilor străine directe ca motor al creșterii economice și pe implicarea mediului de afaceri în susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Procurorii PC Cox, de comun cu ofițerii antitrafic ai INI, anunță reținerea unui bărbat din România și a unei femei din Moldova în timp ce plecau spre Germania în calitate de însoțitori ai unor tinere care urmeau să practice prostituția. Individul de 29 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile pentru continuarea obiectivă a investigațiilor. În cadrul cercetării penale, acesta și-a recunoscut parțial vinovăția. Cu ce scop ați luat persoana? În Germania, la muncă, la un restaurant. Cetățeanul român, care este stabilit în Germania, a fost reținut la volanul mașinii cu o tânără în calitate de pasager cu care ar fi mers spre Germania. Potrivit declarațiilor, bărbatul ar fi recrutat femeia în baza comunicării pe rețelele de socializare. Suspectul i-ar fi promis femeii de 28 de ani suma de 160 de euro per persoană deservită, dintre care acesteia i-ar fi revenit jumătate. Anterior a fost reținută și o femeie din municipiul Bălți cu vârsta de 37 de ani, în timp ce însoțea două tinere recrutate pentru practicarea prostituției. Aceasta și-a recunoscut vinovăția, iar judecătorul de instrucție i-a impus interdicția să părăsească țara pe parcursul anchetei. Investigațiile continuă, timp în care, potrivit legii, persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției. În primele 8 luni ale acestui an au fost eradicate 7 focare ale pestei porcine africane, o boală ce a cauzat sacrificarea a aproape 1000 de porci domestici și 6 mistreți sălbatici. Potrivit responsabililor din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, pericolul infectării porcinelor cu această boală rămâne unul valabil. Fauna sălbatică, dar și factorul uman sunt principalii transmițători ai pestei porcine, susține șeful adjunct din cadrul secției Sănătatea și Bunăstarea Animalilor din cadrul ANSA, Vitalie Carauș. Republica Moldova se află într-o zonă unde țările vecine sunt înregistrate focare de peste porcină africană, mă refer la Ucraina, mă refer la România. Este o boală care nu are graniță. Animalul care transmite această boală este mistrețul și silnic, peste Prut, peste Nistru, mistreții infectați trec și infectează. Cu regret, în anul 2024, în animalele domestice din specia porcine, am avut înregistrate 7 focare de boală. Unii au fost afectați 975 de porci. La gospodările individuale sunt 3, iar 4 sunt ferme, un efectiv de la 50 până la 200 de capte. Vitalie Carauș a mai declarat că au fost cazuri înregistrate în raioanele Ocnița, Soroca, două ferme la Sângerei și în gospodării din raionul Dondușeni. În cazurile suspecte suntem anunțați de proprietarii de animale sau de autoritățile publice locale. Avem specialiști în toate raioanele Republicii Moldova, avem circumscripții cu medici veterinari care sunt dotați cu transport și suntem informați telefonic în cazul în care se depistează o suspiciune sau un animal bolnav. Avem echipamente pentru prelevarea de probe. Pe această exploatație se pune interdicție sau se pun restricții până la definitivarea cazului și primirea rezultatelor de laborator.
Continuăm ediția cu știri externe. Ucraina are dreptul, în scopuri de autoapărare, să lovească ținte în afara teritoriului său. Astfel a comentat reprezentantul Comisiei Europene, Peter Stanu, luptele armate ruse cu trupele ucrainene care au avansat în regiunea Kursk. We think that Ukraine is fighting a legitimate defensive war. Credem că Ucraina poartă un război defensiv legitim împotriva agresiunii ilegale și în cadrul acestui drept legitim la autoapărare, Ucraina are dreptul de a lovi inamicul oriunde consideră că este necesar, pe propriul său teritoriu, precum și pe teritoriul inamicului. O zi înainte, Vladimir Putin a calificat invazia drept o provocare pe scară largă. This position is not changing since February 2022. Poziția noastră nu s-a schimbat din februarie 2022. Acesta este sprijinul deplin pentru Ucraina în legitima sa apărare împotriva agresiunii și sprijinul nostru include asistență politică, financiară, umanitară, diplomatică și militară. Nu se schimbă nimic în această problemă. În aceeași zi, autoritățile ucrainene au comentat pentru prima dată luptele din regiunea Kursk. Ucrainenii umiють досягати своїх цілей. Ucrainenii știu să-și atingă obiectivele și nu noi am ales să ne atingem obiectivele în război. Rusia a adus război pe pământul nostru și trebuie să simtă ce a făcut. Ne străduim să ne atingem obiectivele cât mai repede posibil, în timp de pace, într-o lume justă. Motivul oricărei escalade, bombardamente, ostilități, evacuări forțate, distrugerea formelor obișnuite de viață, inclusiv pe teritoriul Rusiei, inclusiv în regiunea Kursk și Belgorod, este unul. Însuși faptul agresiunii necondiționate a Rusiei, încetarea sa de a acapara teritorii străine și nesocotește teritoriile străine, normele de drept internațional, stabilind în mod clar principiile suveranității și integrității teritoriale. Cu o zi înainte, biroul secretarului general al ONU a cerut Rusiei și Ucrainei să detensioneze conflictul în măsura maximă posibilă. Anterior, secretarul de presă adjunct al Pentagonului, Sabrina Singh, a spus că Statele Unite nu sprijină loviturile cu arme americane în Rusia, dar a remarcat că evenimentele din regiunea Kursk sunt necesare pentru ca Ucraina să recucerească teritoriul suveran și să obțină succes pe câmpul de luptă. Urmează o scurtă pauză de publicitate, rămâneți aproape! Qatar, Egipt și Statele Unite au cerut Israelului și grupului Hamas să reia negocierile privind încetarea focului în fâșia Gaza și eliberarea ostaticilor israelieni. În replică, reprezentanții biroului prim-ministrului Benjamin Netanyahu au declarat că delegația israeliană va merge la negocieri de armistițiu pe data de 15 august. Am cerut părților să reia de urgență negocierile pe data de 15 august la Doha sau în Cairo pentru a elimina orice decalaj rămas și pentru a începe punerea în aplicare a acordului fără nicio întârziere, au notat țările într-o declarație comună. Noi trei și echipele noastre am lucrat cu sârguință luni de zile pentru a dezvolta acordul cadru care este acum pe masă și tot ce rămâne este să elaborăm detaliile implementării acestuia. Acest acord se bazează pe principiile prezentate de președintele american Joe Biden la 31 mai 2024 și ratificate prin rezoluția 2735 a Consiliului de Securitate al ONU. Nu mai este timp de pierdut și niciuna dintre părți nu trebuie să aibă nicio scuză pentru a amâna următoarele negocieri. Este timpul să eliberăm ostaticii, să încetăm focul și să punem în aplicare acest acord. Negocierile indirecte între Israel și Hamas pentru încetarea focului în fâșia Gaza în schimbul eliberării ostaticilor au fost reluate în luna iulie, după o pauză de mai bine de o lună. Atunci, la Doha și Cairo, au avut loc o serie de întâlniri între delegațiile Israelului și țările intermediare, Qatar și Egipt, dar toate rundele s-au încheiat fără rezultate. Ministrii de externe ai țărilor participante la Organizația pentru Cooperare Islamică au condamnat uciderea șefului biroului politic Hamas, Ismail Haniyeh, și au declarat Israelul pe deplin responsabil pentru cele întâmplate, ceea ce, în opinia lor, încalcă dreptul internațional.
Această declarație aparține reprezentanților Consiliului Ministrilor de Externe al OCI în cadrul unei ședințe extraordinare a asociației care, la inițiativa Iranului, a avut loc în orașul Jeddah din vestul Arabiei Saudite. Evenimentele recente din Gaza și asasinarea fostului prim-ministru palestinian Ismail Haniyeh marchează o escaladare semnificativă. Acest act ilegal nu numai că subminează perspectivele unei reglementări pașnice, dar și exacerbează tensiunile din regiune. Agresiunea și încălcarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Islamice Iran prin asasinarea unui lider politic pe teritoriul său este un act care nu poate fi privit izolat. Adjunctul ministrului saudit de externe a numit de asemenea omorul lui Ismail Haniyeh o încălcare a suveranității iraniene, iar ministrul iranian de externe în exercițiu Bagheri Khani a spus că Teheranul nu are de ales decât să-și folosească dreptul inalienabil la protecție juridică, menționând că un răspuns la acțiunile Israelului va urma la momentul potrivit și în forma potrivită. Într-o declarație emisă în urma întâlnirii, membrii Organizației pentru Cooperare Islamică au cerut Consiliului de Securitate al ONU să-și asume responsabilitatea pentru încetarea completă a agresiunii israeliene împotriva poporului palestinian și pentru asigurarea livrării stabile și complete a ajutorului umanitar în toate părțile fâșiei Gaza. Amintim că în acest moment autoritățile israeliene nu au comentat oficial moartea șefului biroului politic Hamas. Stadionul Gol din Viena, acolo unde urmau să se desfășoare concertele lui Taylor Swift, rămâne securizat. Spectacolele au fost anulate după ce s-a aflat că se planifică un atac cu explozibili și arme cu lamă. Serviciile de informații austriece au reținut doi suspecți anterior. Presa a relatat despre căutarea altor trei, dar autoritățile au negat informația. Ele au publicat o fotografie pe care principalul suspect a făcut-o pentru rețelele de socializare. În ea, el pozează cu arme cu lamă și poartă un tricou cu simbolurile grupării Stat Islamic. Tânărul austriac de 19 ani, al cărui nume nu a fost dezvăluit, potrivit anchetatorilor, a devenit interesat de extremism pe internet și a jurat credință unei grupări teroriste. Potrivit oficialilor, el a recunoscut că planifica să efectueze un atac terorist de amploare în zona stadionului și a început să dezvolte planul din luna iulie. Susținătorul statului islamic reținut și-a exprimat clar părerile islamice pe internet. El pur și simplu absorbea propaganda și informațiile relevante. A citit despre crearea dispozitivelor explozive și despre materialele necesare pentru aceasta. Al doilea suspect, un austriac de 17 ani, a fost capturat lângă stadion. Acesta, în urmă cu câteva zile, a fost angajat de o firmă care prestează servicii în timpul concertelor. Organizatorii spun că la concert urmau să participe 65.000 de spectatori pe stadion și alți 30.000 să fie prezenți în afara acestuia. Laureatul premiului Nobel, Muhammad Yunus, a depus jurământul joi în calitate de șef al guvernului interimar din Bangladesh, după ce fostul prim-ministru Sheikh Hasina a demisionat și a fugit în India, în urma unor tulburări în masă. Principalele provocări pentru Yunus sunt restabilirea păcii în Bangladesh și pregătirea pentru noi alegeri după săptămâni de violență. Mișcarea de protest a fost condusă de studenți care au acuzat-o pe Hasina că a alunecat Bangladeshul în autocrație în timpul guvernării ei de 15 ani. Președintele țării Mohamed Shahabuddin l-a numit pe Yunus în calitate de consilier șef, echivalentul postului de prim-ministru, în prezența diplomaților străini, a reprezentanților societății civile, a oamenilor de afaceri și a membrilor fostului partid de opoziție la Palatul Prezidențial din Dhaka. Yunus a primit premiul Nobel pentru pace în 2006 pentru munca sa de dezvoltare a piețelor de microcredit. Acesta era în capitala Franței la Jocurile Olimpice când a aflat că a devenit șeful interimar al guvernului din Bangladesh. Bangladesh este o familie, trebuie să o unim. Există oportunități uriașe pentru aceasta. Yunus s-a întors acasă joi și a vorbit cu reporterii pe aeroportul din Dhaka. Cu o zi înainte, la Paris, el a cerut calm și încetarea oricărei violențe între partide. Reprezentanții partidului Hasinei nu au fost prezenți la întâlnire. Cabinetul interimar a inclus încă 16 persoane, majoritatea din societatea civilă, inclusiv doi lideri studenți ai protestelor. Membrii cabinetului lui Yunus au fost aleși în timpul discuțiilor din această săptămână între liderii studenților, reprezentanții societății civile și armată.
După aproape 7 ani petrecuți în emigrare forțată, fostul șef al administrației catalane, Carles Puigdemont, care este căutat de poliția spaniolă, s-a întors în Spania. Joi, liderul separatist catalan a apărut în centrul Barcelonei, însoțit de politicieni din cadrul partidului său și a vorbit cu susținătorii săi. Ne-au persecutat 7 ani doar pentru că am vrut să dăm poporului catalan dreptul la vot, a spus el într-un scurt discurs. După aceasta, Puigdemont urma să participe la o ședință a Parlamentului la Barcelona, dedicată învestirii președintelui Generalității Salvador Illa. Un contingent de poliție a fost trimis în Parlament pentru a-l împiedica pe Puigdemont să intre în clădire. Fostul șef al Cataloniei riscă detenție, deoarece justiția spaniolă a emis un mandat de arest în care l-acuză de îmbogățire ilicită. Potrivit presei, acesta a respins oferta poliției de arestare coordonată și confidențială. La începutul lunii iulie, Curtea Supremă Spaniolă a refuzat să aprobe o amnistie pentru Puigdemont, care a fost găsit vinovat de organizarea unui referendum privind independența acestei regiuni autonome în 2017. Curtea a decis că el și alți lideri ai mișcării separatiste din Catalonia s-au îmbogățit prin organizarea ilegală a unui referendum folosind bani publici. În acest sens, nu le este aplicabilă legea cu privire la amnistia separatiștilor catalani, adoptată de Congresul Deputaților din Spania la 30 mai și care a provocat proteste în masă. Candidatul republican la președinție Donald Trump și adversarul său democrat Kamala Harris vor susține o dezbatere televizată pe data de 10 septembrie. Întâlnirea planificată va fi prima lor confruntare față în față în cursa electorală. Trump și-a anunțat anterior că este pregătit să organizeze 3 runde de dezbateri televizate cu Harris la data de 40 și 25 septembrie pe 3 canale de televiziune diferite. Nu este clar dacă campania sa i-a făcut o ofertă echipei lui Harris pentru celelalte 2 întâlniri. Conferința de presă a marcat prima apariție publică a lui Trump de când Harris a anunțat că a devenit oficial candidatul democrat la președinție și l-a prezentat pe guvernator de Minnesota, Tim Walz, care va ocupa funcția de vicepreședinte dacă va câștiga cursa. Harris și Walz au organizat meeting-uri săptămâna aceasta în statele cheie, Pennsylvania, Michigan și Wisconsin, atrăgând 10.000 de oameni. Iulie 2024 a fost a doua cea mai fierbinte lună din istoria planetei noastre, relatează Programul European de Observare a Pământului Copernicus. Șirul recordurilor pentru cele mai ridicate temperaturi care au fost înregistrate timp de 13 luni la rând a fost întrerupt, dar acesta nu înseamnă că încălzirea globală a luat sfârșit. Temperatura medie a fost de 16,91 de grade Celsius, aceasta este cu 0,04 de grad mai mică decât cifra din luna iulie anul trecut, care a deținut recordul absolut. O altă caracteristică remarcabilă a lunii iulie a acestui an este că a prezentat 2 dintre cele mai fierbinți zile de pe planetă, înregistrate vreodată de meteorologi. Deci, această lună poate fi numită și un record, chiar dacă temperatura medie a fost puțin mai mică decât acum un an. Într-un fel sau altul, seria recordurilor la cele mai ridicate temperaturi care au fost înregistrate timp de 13 luni la rând a fost întreruptă, dar experții Copernicus cred că este prea devreme să ne bucurăm și să luăm laurii. O diferență de 0,04 este prea mică pentru a spune că amenințarea încălzirii globale se retrage. Ne confruntăm cu consecințele încălzirii globale nu de doar un an, de când am început să constatăm această serie continuă de înregistrări. Le vedem de câțiva ani încoace, iar faptul că temperaturile medii au scăzut ușor în iulie 2024 nu va însemna că am depășit efectele încălzirii globale. Valurile de căldură din ce în ce mai frecvente și evenimentele meteorologice extreme au început înainte de acest șir de recorduri și, din păcate, vor continua și după. Cel mai frecvent au avut parte de valuri de căldură regiunile de sud și de est ale Europei, în vest și nord, dimpotrivă, temperaturile au fost în limitele normale și chiar mai scăzute și a fost destul de ploios, spun meteorologii. Cel puțin 45 de persoane au murit în urma inundațiilor masive din Yemen. Încă 5 sunt date dispărute, transmite biroul din Yemen al Oficiului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare. Dezastrul a lovit țara după ploii prelungite care au afectat clădirile rezidențiale și terenurile agricole.
Imaginile cu drona au surprins drumuri avariate și mașini răsturnate, iar aici se întrezăresc satele din regiune în care casele sunt parțial distruse. Potrivit autorităților locale, inundații extreme au lovit provinciile Hodeida, Hajak și Taiz pe data de 6 august. Acestea au fost precedate de câteva zile de ploaie puternică. Orașul Port Hodeida a fost și el avariat. Autoritățile provinciale raportează de asemenea că 5 persoane sunt date dispărute. Sezonul ploios din Yemen durează de obicei de la sfârșitul lunii martie până la mijlocul lunii august, cele mai abundente precipitații având loc în ultimele două luni de vară. În portul românesc Midia, la nord de Constanța, a izbucnit un incendiu la bordul unei nave care era în reparație. Serviciile de urgență au trimis la fața locului 6 mașini de pompieri, 2 echipe de salvare și o ambulanță. La locul incidentului au fost găsite cadavrele primelor 2 victime, apoi încă 2. Potrivit Digi24, incendiul a izbucnit în compartimentul motor. Deocamdată nu se cunoaște nici cauza incendiului și nici naționalitatea victimelor. În Japonia încă este în vigoare amenințarea cu cutremure repetate și cu tsunami puternic după recentul cutremur cu magnitudine de 7 grade pe scara Richter în zona insulei Kyushu din sud-vestul țării. Seismologii au anunțat o probabilitate crescută de cutremure pe falia Nankai cu o magnitudine de 8,9. Cutremurele de această magnitudine au loc acolo aproximativ o dată la 100-200 de ani. În acest caz, potrivit experților, o parte semnificativă a Japoniei va avea de suferit, iar un tsunami de peste 30 de metri înălțime va lovi coasta de est. În acest sens, premierul japonez Fumio Kishida ar putea să-și anuleze vizita în Asia Centrală. Problema anulării turului este în prezent discutată. Reamintim că Fumio Kishida plănuia să viziteze Kazahstanul în perioada 9-10 august într-o vizită oficială și să participe la summit. Potrivit unor surse apropiate guvernului japonez, acum se examinează posibilitatea ca prim-ministrul japonez să intervină prin intermediul unei videoconferințe. China a confirmat oficială descoperirea primului zăcământ de gaze ultra-aprofunzime din lume în ape ultra-adânci din Marea Chinei de Sud. Se numește Lingshui 36-1 și este situat la sud-est de provincia insulară Hainan. Adâncimea medie a mării în această zonă ajunge la 1,5 mii de metri, în timp ce bazinul gazos se află la o adâncime de 210 metri sub fundul mării. Potrivit China National Offshore Petroleum Corporation, Lingshui 36-1 conține peste 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale. Testele au arătat că aici se pot produce până la 10 milioane de metri cubi de gaz natural pe zi. Reprezentanții corporației au anunțat descoperirea câmpului încă din luna iunie, iar cu o zi înainte au confirmat că datele au trecut cu succes de verificarea și evaluarea de către agențiile guvernamentale relevante. Astfel, conform estimărilor companiei, volumul total al rezervelor de gaze naturale din cele 3 bazine explorate recent din Marea Chinei de Sud este de peste 1 trilion de metri cubi. În noul an școlar, liceenii din Danemarca vor experimenta inovații. În timpul studiilor, adolescenților li se va interzice accesul la rețelele sociale, la site-urile de cumpărături și la platformele de streaming. Pentru a ajuta elevii de liceu să se concentreze asupra studiilor, liceele daneze vor bloca site-urile despre care profesorii spun că distrag atenția copiilor de la studii. Vorbim despre accesul la site-uri de cumpărături, jocuri, rețele sociale și site-uri de streaming. Decizia vine în urma noilor recomandări emise de Ministerul Danez al Copiilor și Educației. Unele site-uri sunt mai tentante decât altele și ar putea avea sens să le închideți pentru a evita tentația. În ciuda bunelor intenții ale profesorilor, mulți elevi critică decizia. Toți avem aceeași părere, este frustrant că nu avem voie să decidem ce site-uri web vrem să folosim. În calitate de elevi simți că unele dintre drepturile și libertățile noastre sunt îngrădite. Dacă blocarea unor site-uri web va aduce beneficii elevilor, se va cunoaște abia pe parcursul anului școlar. Domnilor și domnilor, acestea au fost știrile. Nu uitați să ne urmăriți și în continuare. În grila postului nostru de televiziune se regăsesc buletine informative, seriale, filme, emisiuni de divertisment, dar și analitice. Eu sunt Irina Boțu și vă mulțumesc pentru atenție. Fiți aproape, urmează buletinul informativ în limba rusă. Numai bine!
Ați urmărit un buletin informativ destinat inclusiv persoanelor cu deficiențe de auz și văz.